Preotul care, cu care am și fost la, de două ori, la, o dată la Stalingrad și o dată la, în Cuban, despre acest dezastru, despre istoria militară, despre consecințe. Bună seara, domnule profesor! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Haideți să, potrivit protocolului, eu discut și despre personalitate, deci... 1900, sunteți moldovean? Da. La vreme, da. 1950, studii, Facultatea de Istorie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași, 1974-1979 și deodată faceți un salt la Academia Militară 79-81, doctor în istorie 1995, înainte de a trece în revistă, de a discuta și despre Cotul Domnului. Spuneți-mi și mie, ce legătură are Facultatea de Istorie cu Academia Militară? Eu sunt ofițer de infanterie. La bază? La bază, da. Sunt ofițer de infanterie. Am făcut liceu militar și școala militară. Liceu militar 4 ani și școala militară, nu știam. Școala militară de ofițeri activ Nicolae Bălcescu, 3 ani. Am fost repartizat la Iași. Am urmat Facultatea de Istorie, pentru că mi-a plăcut foarte mult Facultatea de Istorie și în momentul când am terminat Facultatea de Istorie, am avut șansa să dau examen la Academia Militară, actualmente Universitatea Națională de Apărare. Am terminat Academia Militară cu rezultate, zic eu, foarte, foarte bune și am fost oprit, întrucât aveam și Facultatea de Istorie, în Catedra de Istorie a poporului român din Academia Militară. Păi și ați făcut la Academia Militară disciplina istorie? Se făcea disciplina istorie, dar eu având la bază Facultatea de Istorie, fără îndoială eram... Nu, dumneavoastră v-ați dus la Academia Militară ca să urmați o carieră militară. Eu m-am dus la Academia Militară ca să urmez o carieră militară, dar întrucât am avut această propunere de a rămâne asistent în Catedra de Istorie a poporului român în Academia Militară, am optat pentru această carieră didactică. A fascinant, deci ați terminat liceul militar, dar în loc să dați la Academie imediat, ați dat la Facultatea de Istorie. Puteați să dați la... Nu, nu. Zis, când am terminat liceul militar, erau după anul 1968 și țara avea nevoie de ofițeri. Și atunci era din promoția mea de liceu militar, nimeni nu a dat la facultăți civile. Era strict interzis. Toată promoția mea și promoțiile de după au fost înglobate în școlile militare. Și atunci... Păi cum ați terminat Facultatea de Istorie? Păi am terminat Facultatea de Istorie, fiind la Iași, m-am înscris la Facultatea de Istorie și am urmat Facultatea păi de Istorie. Păi și nu erați ofițer? Ba, eram ofițer cu foarte multe dificultăți, pentru că mă duceam la cursuri numai seara. Asta și... Da. Deci stați că acum m-am lămurit, uite că nu știam. Deci dumneavoastră ați făcut liceul militar, v-a trimis țara. La unde erați? La unitate militară? Da, eram. Ce era? Locotenent? Ce? Locotenent, fără îndoială. Comandați ce? Batalion? Comandant companie? De pluton. Așa. Și ați hotărât să faceți și Facultatea de Istorie. Da, obligatoriu. Și după asta, poate la Academia Militară, nu înțeleg nimic. Ce voia să deveniți general, ca ciucă? Orice ofițer are în ranița lui bastonul de mareșal, dar nu toți ajung. Ajung unul la câteva milioane de oameni. Nu mi-am propus așa ceva. Eram convins, că să vedeți când mă pot înșela, că ați făcut liceul civil, că ați dat la istorie și că pe parcursul facultății v-ați îndrăgostit de istoria militară și apoi v-ați dus la academie ca să fiți istoric militar. Nu, este invers. Nu, este invers. Eu am fost îndrăgostit de istorie de când mă știu. Și acum de ce nu sunteți analist militar? Puteți să ieșiți. Sunt așa de mulți analiști militari. Eu vreau să rămân la statutul de istoric, domnul Cristoiu. Atât cât mă pricep eu, desigur, că vreau să rămân la statutul de istoric și nu de analist militar. Nu studiez istoria imediată, studiez istoria modernă, istoria contemporană, cu accent pe aspectele militare, dar nu mă simt în stare, capabil să fac, să fiu analist militar, să ocup posturile altora care sunt
poate mai pregătiți decât mine să facă acest lucru. Care e deosebirea între istoria militară și istorie? Istoria militară este o parte a istoriei, a istoriei în general. Și deseori se operează cu termenul de istoric militar. Eu nu sunt de acord cu acest termen de istoric militar. În primul rând că s-ar înțelege că istoria militară poate fi făcută numai de militari. Este un nonsens și este un lucru neadevărat. Istoria militară poate fi făcută de orice civil care are o pregătire de bază în domeniul artei militare, a strategiei și așa mai departe. Uneori civilii o fac mai bine decât militari. Și prin urmare, istoria militară trebuie înțeleasă în contextul general al istoriei de ansamblu. După opinia mea, nu se spune nici istoric economist, nici istoric sociolog, nici, ci istoric în general, specializat în economie, specializat în istorie militară, specializat în alte domenii. Deci termenul de istoric militar nu mi se pare chiar atât de potrivit. Da, am văzut în cărțile noastre, sunteți istoric, pentru că sunt multe cărți de istorie militară din care nu înțelegi nimic. Cu flancuri, cu alea, cu dumneavoastră, încercați să fiți și istoric. Da, categoric. Trebuie o pregătire de bază și lucrul acesta, fără îndoială, l-am făcut în studiile militare și mi-a plăcut această analiză și oricând, zic eu, în domeniul acesta pot să analizez o bătălie, o luptă, o operație, lucrurile astea sunt curente. Cum poți să ajungi istoric militar azi? Să-ți faci istorie? Există... Trebuie neapărat să fie facultate de istorie și, fără îndoială, să ai o aplicare către... Și spuneți că nu trebuie să cunoști partea militară? Ba da, trebuie elementele de bază, da. Elementele de bază, da. Dar nu trebuie să fii neapărat să ai grad pe umăr. Eu asta vreau să spun. Uneori cei cu grad pe umăr scriu mai prost istoria militară și fac un deserviciu istoriei militare decât istoriei civile. Asta spuneați că sunteți un militar, băi. Care sunt, tocmai că supăr colegi, dar asta este realitatea. Unii dintre ei se îndrăgostesc de istoria militară spre apusul carierei. Asta sunteți colonel ca militar sau ca istorie militară? Eu sunt și una și cealaltă. Adică ați urmat treptele alea că nu mă pricep la armată. Da. Normal, da. Normal pentru, ca militar la bază. Ca militar la bază, da. Și ca istorie militară scrieți cărți. Scriu cărți, dar am și predat foarte mult. Am fost asistent, lector, conferențiar în Universitatea Națională de Apărare mulți ani. Am fost în Catedra de Istorie a poporului român, după care am fost în Catedra de Istorie, Arte Militare și Geografie Militară și, prin urmare, am deprins un anumit meșteșug al analizei politico-militare evenimentelor trecute. Da. Cercetător științific, gradul întâi la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară 93-2020, director adjunct al instituției 2002 2020, președinte al Comisiei Române de Istorie Militară, membru al Comisiei Internaționale de Istorie Militară, conferențiar universitar la Academia Militară Universitatea Națională de Apărare Carol I, 81-93, profesor universitar Universitatea din Pitești, sunteți și acum, autor a numeroase cărți și chiar premiate, România în primul război mondial, ca să-ți fac după asta, aveți multe dacă se sară așa la cărți care trebuie neapărat să le cumpere, că nu le pot cumpăra pe toate. Petre Otu, coordonator, 100 de bătălii din istoria României, apoi mi-ați adus acest Ioan Balan din Carpați, este un jurnal. Un jurnal din primul război mondial a unui sublocotenent de rezervă. Da. Pați ați făcut un sal pe care nu-l înțeleg, Carol al doilea, întâiul dintre poeți, chiar acum a scos, la editura Litera, o am cumpărat-o și era vorba de cultul personalității lui, care iese al lui Carol al doilea, că se vă ocupați... Și dumneavoastră v-ați ocupat de cultul personalității lui Carol al doilea. Și apoi Mareșalul Alexandru Averescu, militarul, omul politic, legenda, ediția a treia, revăță și adăugită. De ce v-a preocupat Averescu? A fost politician sau militar? A fost
un general cu dorință de a fi politician, om politic. A fost bun sau rău politician? Rămâne în istorie, în primul rând, ca militar și mai puțin ca om politic, deși Averescu m-am apropiat de el datorită popularității sale imense. N-am citit cartea, a studiat cauzele popularității, a fost, da. Era o legendă. De ce? Mitul Averescu s-a născut în tranșeile Primului Război Mondial. El nu era foarte apropiat de soldați, dar avea o grijă foarte mare pentru viața de zi cu zi a soldaților. Avea o stăpânire de sine remarcabilă. Avea idei care ieșeau oarecum din tiparul vremii respective, ceea ce îi nemulțumea pe unii din confrați. Dar s-a uitat foarte mult la politică, s-a apropiat de Partidul Conservator, de Tache Ionescu, a coabitat cu ei și, fără îndoială, lucrul acesta a stârnit mânia lui Ionel Brătianu, a Partidului Liberal. L-a tras pe sfoară, până la urmă, Brătianu? Da, l-a tras. Popularitatea lui, chiar dacă el a suferit înfrângeri, de exemplu, operația de la Flămânda, manevra de la Flămânda, este o idee strategică foarte bună. E de discutat asupra consecințelor, dar a fost un eșec. Cu toate acestea, el a avut priză foarte mare la soldați, la ofițeri și inamiciții profunde a avut Averescu, dar lucrurile cele mai rele i-au venit din partea politicii, pentru că el, încă major, locotenent, colonel fiind, spunea că dorește să schimbe năravurile politice ale românilor. Este un jurnal al generalului Socek, care l-a avut șef pe Averescu și Averescu îi se destăinuie despre proiectele lui politice. Și apropiindu-se de politicieni, a avut o relație foarte bună cu regele Carol I, care l-a și pus ministru de război. Ca ministru de război a avut o contribuție importantă la potolirea răscoalelor țărănești în anul 1907, împreună cu Ionce Brătianu, care era ministru de interne. Lucrurile sunt de discutat aici, dar abilitatea lui de a coordona acțiunile a fost salutară pentru acel moment deosebit de grav în istoria României, despre care se scrie ceva mai puțin, s-a scris mult ideologic în perioada regimului comunist, se scrie acum ceva mai puțin, dar Averescu are o contribuție importantă. Apoi a fost debarcat din guvern, cum se știe, o remaniere guvernamentală, numai ministrul de război era dat afară, nu era pe listă. A venit războiul balcanic, a fost șeful serviciului de stat major, a venit primul război mondial, iar steaua lui a urcat și, fără îndoială, el era un mesia al românilor, mai ales la sud și est de Carpați. Și ce vreau să spun, domnul Cristoiu și stimați telespectatori, să spunem așa, această uriașă popularitate a lui nu a fost convertită într-un regim de dictatură. Era foarte ușor pentru Averescu în anii 1918, 19, da, 20 să înlăture regimul politic existent până la acea dată, pe care unii îl considerau că era nefiresc. Constantin Argetoianu a intuit, de exemplu, calitățile lui Averescu și s-a pliat pe popularitatea lui, s-a agățat de mantaua lui Averescu, ori el s-a încadrat în jocul politicii a epocii, sfârșind a fi manevrat de către abilul și profundul Ionel Brătianu, care rămâne unul din oamenii de stat ai României, fără îndoială. N-a vrut, și nu n-a vrut sau n-a putut să instaureze dictatura? Nu cred că a vrut. Nu cred că a avut. N-avea stofă de dictator. Așa cum a fost, de exemplu, Pisulski, da, sau cum a fost Atatürk, care tot general, Kemal Pasha, și care a creat Turcia modernă, la anul se împlinesc 100 de ani de la crearea Turciei, așa cum a fost chiar și Charles de Gaulle. Deci sunt mulți generali care au... Sau Antonescu, care, plecând de la realizările militare, au ajuns la cârma statului. În primul război, cunoașteți foarte bine, și scris despre primul război mondial,
Nu, dar apropo, ca să termin ideea aceasta, Brătianu a fost foarte abil ca să-i disipeze această popularitate imensă pe care Averescu o avea la sfârșitul primului război mondial, l-a băgat la guvernare. Și atunci procesul guvernării, o Românie care s-a reunit în anul 1918 cu imensele probleme de organizare, de coabitare, de reglementare a tuturor problemelor pedinte de primul război mondial, l-a făcut să-și piardă această popularitate. Există un episod faimos, Duca Brătianu a făcut legile agrare și toată lumea spunea că Averescu le-a dat pământ. A fost și o chestiune propagandistică. Da. Averescu s-a dus la Gorbănești, a băgat plugul în brazdă ca să dea țăranilor pământ. Și toată lumea, taica Averescu, ne-a dat pământ. Și, desigur, a fost de trei ori la guvernare și când a venit regele Carol al II-lea, fără îndoială, nu l-a mai luat la guvern. A fost o încercare a lui Carol de a institui un regim de autoritate monarhică sub egida lui Averescu. Averescu a fost de acord, i-a murit între timp soția, Clotilda Averescu, care era italiancă, fără îndoială, și s-a stins. Există un episod pe care îl relatează Mihail Manoelescu faimos. Ei s-au întâlnit înainte de a veni Carol pe tron. Vroia Averescu să aibă aceeași autoritate asupra monarhiei pe care o avea Ionel Brătianu prin Știrbei și prin Regina Maria asupra regiului Ferdinand. Ori nu s-au înțeles, iar Carol al II-lea ar fi mărturisit lui Mihail Manoelescu, zice, să cu oricine să lucrez, numai cu Averescu nu pot lucra. Domnule profesor, în condițiile României de azi, în care domină imaginea în presă, pe Facebook, Ionel Brătianu ar mai fi fost lider? Uite o întrebare. E foarte greu. E foarte greu de spus. Epocile sunt diferite. Structura populației este alta. Adică s-ar fi adaptat la vremurile de acum sau ar fi pierdut? E greu de spus. Nu m-aș hazarda în aceste chestiuni să fac translație istorică. Epocile sunt total diferite. Cert este că Ionel Brătianu rămâne un personaj de mare importanță pentru istoria românească. Prin ce ar fi exemplu pentru liderii de azi? Una, prin consecvența proiectului. A doua, s-a vorbit și se vorbește și acum foarte mult despre boierii brătieni. Nu, erau boiernași, să spunem, aveau o avere modestă. Brătienii aveau o avere modestă, să spunem așa. Pe ei, pe Ionel Brătianu, l-a capacitat puterea și avea această abilitate de a ajunge la ea și a reușit să completeze și să manipuleze oamenii, să-și ducă proiectul la final. Și prin această viziune deosebită a lui... Dar avea și un proiect, domnule profesor. Avea și un proiect. Că nu era puterea în sine. Puterea, da, dar el avea o carismă deosebită, era un om foarte cult, foarte citit și, apropo de asta, toți suntem la o emisiune de istorie, era pasionat de istorie, el spunea că ar fi stat foarte mult în bibliotecă și pasiunea lui era lectura. El la vila la Florica, unde avea o bibliotecă imensă, s-a ales praful după 1949-50. Dar a murit însă prea devreme. Da. Spuneți-mi, cunoașteți bine și conferința de pace. A procedat corect la conferința de pace sau a procedat corect Vaida Voivod? Nu, la conferința de pace au fost două mari concesii. La conferința de pace de la Paris, în 1919. Da, da, cu noi. Nu cea din 1946-47. Nu, 19. Au fost două mari concepții de politică externă. Concepția lui Brătianu de a merge și de a înfrunta pe marii lumii încercând să-și ducă proiectul până la capăt
și proiectul lui Tache Ionescu, care se baza pe compromis. Marele European. Marele European. Vreau să vă spun, domnule Cristoiu și stimați ascultători, că în general în istoria românească există această pendulare între rezistență și compromis. De fiecare dată când situația era foarte gravă, s-a ajuns la rezistență. Dar au fost și perioade de compromis. N-aș spune că rezistența a avut succese mai mari decât compromisul. Trebuie să vedem de la epocă la epocă istorică. Iată, când presiunea otomană era extrem de mare, a venit, să spunem, Mihai Viteazu, care a încercat o rezistență cu totul. Un suveranist, să zicem. Mă rog. În termenii de astăzi, să zicem, da, suveranism. Da. Deci a existat în istoria României această balanță, acest balans între rezistență și compromis, și Brătianu a adoptat soluția rezistenței, care pe termen scurt a creat greutăți. Dar pe termen lung este un, să spunem, un model, cu ghilimele de rigoare, dacă vreți dumneavoastră, un model de a-și apăra interesele în fața unor mari puteri, desigur. Politica lui a fost descriticată și mult criticată în epocă și sunt cele două discursuri a lui Brătianu în 1919 din Parlamentul României, și pentru că nu Tache Ionescu nu a fost, ca și Averescu, nu au participat la alegerile parlamentare din noiembrie 1919, a ținut o cuvântare la Partidul Conservator. Și atunci puse cele două discursii fluvii, puse în balanță, arată cele două concepții deosebite la conferința de pace. Dar nu ați putea să alegeți. Nu, și în istoria României este europenismul, mare european, îl spunea și Carol ironiza, și mulți l-au ironizat pe Tache Ionescu, adică între viziunea Ionel Brăteanu, apărăm interesele, cum spuneați, rezistența, și viziunea Tache Ionescu, care ați alege noastră? Sau și una eu aș alege completarea acestor chestiuni. Adică și una și alta. Da, pentru că și Tache Ionescu a jucat la Paris un rol totuși pozitiv prin relațiile pe care le avea, a mai aplatizat anumite contradicții, a mai deschis uși, avea uși deschise. Cred că și el, deși nu a fost membru oficial al delegației, era un simplu particular, dar a făcut și el mult pentru România. Vorbesc de Tache Ionescu. De Tache Ionescu. Și proiectul lui, acel, da, de la pentru telespectatori, în ce consta conflictul cu marile puteri? Ce voia Brăteanu și ce nu voiau ei? Brăteanu a mers pe ideea respectării integrale a Convenției de Alianță Politice care semnaseră și ei. Din 1916, care prevedea întreg Banatul. De ce voia el Banatul? Era un principiu că ea trebuie să respecte convenția sau avea o, da, problemă cu, era Banatul? Un principiu că trebuie să respecte semnătura, dar în general marile puteri, semnătura lor câteodată este relativă, da, pe actele pe care le pun, funcție de interese. În al doilea rând era și din punct de vedere strategic, așa, Banatul era o unitate administrativă și el a mers pe această chestiune, dar aliații au mers pe alte lucruri. În primul rând că România a încheiat un tratat de pace separat cu puterile centrale. Și ăsta este un aspect care făcea caduc tratatul de alianță din 1916. Și în al doilea rând, noi am, cu Basarabia, s-a unit cu România la 27 martie, care nu era prevăzut în tratat. Ah, am înțeles. Au zis, dacă tot ați luat Basarabia... Da. Și atunci și marile puteri au zis nu. Au avut dificultăți să fim primiți la conferință ca parte egală, adică să fim acceptați la conferință din moment ce noi am intrat în război cu o zi înainte de încheierea armistițiului de la 11 noiembrie la Compiègne. Cât din Banat urma să ne, trebuia să ne dea? Brătianu cerea tot Banatul. Adică cât, din Iugoslavia de acum cât? Din Serbia de acum cât? Inclusiv pe malul Dunării. Da, am înțeles.
până la Belgrad. Și sârbii au zis, noi am, războiul s-a declanșat din cauza noastră, noi am luptat de la, din moment am fost învinși și nu putem să lăsăm Belgradul în... Și aici a intervenit concepția aceasta, de care, concepțiile cele două de care vă spuneam, domnul Cristoiu. Înainte de încheierea războiului, Tache Ionescu face o înțelegere cu Pasici, care era primul ministru sârb. Ideea era să se împărțească Banatul și Brădianu l-a acuzat de trădare pe Tache Ionescu, întrucât în momentul când se ducea spre Paris, s-a întâlnit cu prințul moștenitor Alexandru, viitorul rege al Serbiei și viitorul ginere al principiului, al regelui Ferdinand, și a aflat acolo de această înțelegere dintre Tache Ionescu și primul ministru Pasici, la care Pasici n-a fost foarte convins. A zis, domnule Ionescu, dumneata ești un particular, eu angajez guvernul, și prin urmare a fost mai reticent. Dar Tache Ionescu nu avea nicio funcție. Nu avea nicio funcție, era președintele Consiliului Național al Unității Românilor, recunoscut de marile puteri de la Paris. Noi eram neutri, adică neutri, eram în afara războiului și aveam guvernul Marghiloman, care... Așa e. Domnul profesor, haideți să facem un salt la... apoi ne întoarcem și alte... Că cu noastră putem sta până mâine dimineață. Dacă doriți, putem să stăm. Nu am înțeles. Dumneavoastră ați publicat la editura Ion Cristoi o carte pe care o consider prima carte de după, cred că după 42, despre bătălia de la Stalingrad. Era în 1999, nu se mai găsește, se numea Românii la Stalingrad, înfrânși și uitați. Nu se mai găsește, nici eu nu mai am, bănuiesc că dumneavoastră o mai aveți. Am un singur exemplar. Da, spun că o carte pentru că a apărut înainte în 92, dar ea e de documente, nu e. Da, dar cartea, prima carte despre Stalingrad... De analiză, da, din 42, este. Adică nu din, din toate timpurile, că nu s-a... Bun, spuneți-mi, înfrânți sunt, au trecut 25 de ani, normal că tot am fost înfrânți, dar uitați, mai sunt acum... Acum, zic eu, ostașii români care au avut neșansa să se afle în drama din 1942-43 sunt parțial uitați. Dar să nu uităm că timp de peste 4 decenii ei au fost practic evacuați din opinia publică românească. S-a vorbit doar în mod particular, istoriile particulare erau în familie, episoadele erau cunoscute doar de familie, nu s-a scris din motive ideologice, fără îndoială. Am luptat cu fratele mai mare atunci și nu s-a abordat chestiunea decât tangențial. Și am considerat și cu sprijinul dumneavoastră și vă mulțumesc tare mult pentru... Eram proprietar de manager, am scos vreo 12 cărți, printre care noastră e cea mai importantă. A fost și prima, din câte am înțeles, și vă mulțumesc și acum. Împreună cu un coleg ne-am unit eforturile, eram apropiați ca așa și am reușit să publicăm. I-am zis înfrânți și uitați, pentru că ei fuseseră uitați timp de peste 40 de ani de zile. Acum lucrurile au început să fie mai cunoscute, au apărut multe volume de memorialistică, au apărut culegeri de studii, s-au făcut filme documentare, ostașii români au fost scoși, să spunem, parțial din uitare. Desigur că e bine din când în când să nu-i uităm pe cei care au avut neșansa să lupte la Stalingrad. Și mai este o chestiune foarte importantă, autoritățile statului român din acest moment au dat o lege prin care fiii prizonierilor din Uniunea Sovietică primesc funcție de numărul de ani care au stat în prizonierat, primesc o anumită bonificație lunară și anumite drepturi, cum ar fi călătorii pe calea ferată și așa mai departe. Deci, iată, o modestă recunoaștere a efortului lor de acum, să spunem, 80 de ani, pentru că bătălia a început practic la 28 iunie. Da, asta vreau să vă... Înainte de a prezenta așa ca un profesor
până la, cum s-a ajuns la Cotul Domnului. Anul ăsta sunt pe 19, eu zic și 20, că 20 a fost în partea elaltă, în Stepa Carmucă. Sunt preț 80 de ani. Vă așteptați ca în presă să se discute? Și da și nu. Există o anumită reticență, firească, să zicem, până la un punct firească. Au trecut totuși 80 de ani și mai e un lucru, cred că important. E foarte greu să vorbești despre înfrângeri. În general, victoriile... Da, am și scris eu atunci și mă să spuneați în prefață și comentat, am scris. De ce nu avem curaj să vorbim despre înfrângeri? Dintotdeauna, în toate țările lumii, înfrângerile sunt tratate mai sumar, sunt câteodată uitate. Am să dau un exemplu pentru telespectatori, dumneavoastră îl cunoașteți foarte bine, fără îndoială, Franța. Căderea Franței în iunie 1940 a fost mult timp ocultată de istoriografia franceză și abia în ultimele decenii au început să se ridice vălul acestei înfrângeri catastrofale a Franței. Deci totdeauna înfrângerile sunt mai greu de digerat de către opinia publică și câteodată și de istorici. Deseori, avem câteodată această întrebare, zice, ce va veni, domnule, să vă ocupați de o înfrângere? Nu mai bine de victorii, că uite, chiar dacă sunt mai mici, le facem mai mari, le facem nu știu ce și ne simțim mai bine. Înfrângerile totdeauna sunt, pentru că ele sunt o radiografie a stării, de fapt, a armatei, a societății românești, a clasei politice la un moment dat și atunci este mai greu să te oprești asupra lor. Credeți că relația acum deosebită cu rușii în cazul războiului din Ucraina va influența interpretarea evenimentelor? Nu știu, n-aș putea să mă pronunț. Dar ați putea să vă gândiți că ar putea influența? De exemplu, Mărășeștiul influențează, că nu scrie nicăieri că erau și ruși, nu-i așa? Ba, istoriografia... Nu vorbesc de oameni serioși ca istorici, eu vorbesc eu, Cred că la această întrebare, dumneavoastră, sunteți cel mai în măsură să răspundeți. Am înțeles. Și nu un istoric care este cu 100 de ani în urmă, cu 200 de ani în urmă. Vreau să vă întreb, iertați-mă, noi am avut așa alianțe cu Germania, după asta, pot să numesc și cu rușii după 45, acum suntem într-o altă alianță. Influențează asta pe istoric în interpretarea evenimentelor? Cred că da, influențează. Dar calitatea principală a unui istoric este spiritul critic. În absența spiritului critic nu mai avem de-a face cu o istoriografie serioasă, ci cădem câteodată în propagandă. Deci totdeauna istoricul trebuie să aibă spiritul critic și să aibă accesul la document și să aibă în vedere contextul general, să placeze evenimentele în contextul general. De aceea eu mă feresc de analizele curente. Există în istoriografie așa numitul prezenteism, care azi se întâmplă un eveniment, ne referim, raportăm la trecut și imediat începem să glosăm pe această chestiune. Istoricul trebuie să aibă durata medie și lungă, trebuie să aibă acces la documente, de așa natură încât istoriografia serioasă ne impune în lume. Și dacă vrem să ieșim onest în istoriografia mondială, trebuie să fim onești cu propriul nostru trecut. Și prin urmare, fără îndoială că influențează. Noi am avut țară mică care trebuie să supraviețuim, am avut alianțe cu marele putere ale timpului, nu numai noi, mai toate țările mici din zonă și din general din lume au avut aceste alianțe, ele trebuie studiate cu bune, cu rele. Alianțele interbelice, de exemplu, au fost foarte eficiente din punct de vedere diplomatic, dar în momentul în care s-au schimbat contextul general radical, atunci ele nu au mai funcționat. Și atunci totdeauna trebuie să fim atenți și la acest aspect. Și mai e o chestiune, domnul Cristoiu, foarte importantă. Istoricul are un mare avantaj față de analistul militar. Știe cum s-au desfășurat evenimentele. Este așa numită regulă... De istorie cu clipe, mie spuneți. Da.
Adică dumneavoastră sunteți un istoric al clipei. E o catastrofă, pentru că vorbești și nu știi cum ți se va întâmpla. Mâine se întâmplă altceva și se invalidează. Și atunci analiza istorică pleacă de la sfârșit către început. Ori istoricul clipei sau analistul militar este... Istoricul clipei procedează zi de zi de la o analiză care lipsește durata. Domnule profesor, am verificat asta pe pielea lui Șeicaru. I-am urmărit toate editoriale, mai ales din perioada din 42, perioada ofensivii. Dacă îl citeai până la 19 noiembrie, gata, mai avem Rusia la pământ. Și Hitler declara la 14 septembrie, am cucerit Stalingradul, mai sunt câteva puncte pe care le vom elimina curând. Da. Haideți, spuneți așa, da, didactic și cu talentul nostru de profesor, pe scurt, cum s-a ajuns, ca să înțeleg după asta să discutăm anumite aspecte ale acestei bătălii de la Cotul. Dar să înțeleagă așa, ca la o lecție, telespectatorii, fără să știe prea multe lucruri, ce s-a întâmplat, cum de s-a ajuns la 19 noiembrie și 20 noiembrie. Povestea este mai lungă. Pe cazul la premisă că foarte multă lume nu știe de război. Deci noi am fost în al doilea război mondial cu rușii, ziceți. Parcursul nostru belic în al doilea război mondial este destul de sinuos. Da, vă rog. De la 1 septembrie până 1939, până la 28 mai 1940, am fost neutri. De la 29 mai, până la 6 septembrie, am fost non-beligeranți, dar încet am aderat la axă cu gândul de a salva integritatea teritorială a țării. De la 6 septembrie 1940 până la 23 august 1944, noi am fost în alianță cu Germania, dar fără a avea un tratat de alianță cu această țară. Noi n-am avut un act scris cu Germania. De la 22 iunie 1940 s-a declanșat operația care avea drept scop eliberarea 41, vă rog să mă iertați, s-a declanșat operația de eliberare a Basarabiei și nordului Bucovinei, răpite cu un an în urmă de către sovietici prin notele ultimative. Nemții au declanșat și ei la 22 iunie celebra ofensivă. Pe toată aia, și văd, de la nordului până la Marea Neagră. Până la Marea Neagră, în istmul Pontobaltic. Au declanșat această ofensivă, a avut succes. E o întreagă discuție dacă Stalin știa, nu știa, avea un plan de atacare a Germaniei. Trecem peste aceste chestiuni. Ajungem în decembrie 1941, când contraofensiva de la Moscova duce la prima înfrângere a Wehrmachtului. Este sfârșitul Blitzkriegului, acestui război fulger. Pe care mizau germanii și pe care l-au aplicat cu succes în Polonia, pe care l-au aplicat succes în Franța, în Olanda, Belgia și în primele luni ale campaniei din 1941 împotriva Rusiei bolșevice. Au fost și greșelile, erori grave a lui Stalin, Blitzkriegul a fost un eșec. De ce? E o discuție foarte largă, cauzele sunt multiple, dar două se impun. Generalii iarnă și spațiu. Spațiul era prea întins, era greu de acoperit, manevrele puteau să fie desfășurate de manevrele de învăluire. Dar nu aveau asfalt. Nu aveau asfalt, în sfârșit. Nu, că starea de înapoiere a Rusiei, iertați-mă, a contribuit, Iarna a contribuit. De ce? Și pentru că și iarna, drumuri desfundate. Păi dacă aveau autostrăzi, nu mai aveau drumuri desfundate, domnul profesor. Sunteți de acord? Sunt de acord. E bine să fii și înapoiat, nu-i așa? E bine să fii și înapoiat, că creezi condiții de rezistență mai îndelungată. Glumind. Dar mai este o chestiune foarte importantă. Nemții, diviziile blindate germane erau un eufemism. De ce? Pentru că ele nu aveau tancuri, nu aveau
mijloace pe șenile, ci aveau pe roți. Și atunci, dacă aveau pe șenile, succesul era ceva mai mare, mai atent. Dar odată au venit roțile și atunci pe roți s-au blocat, în ce spuneați dumneavoastră, în drumurile impracticabile a Rusiei. Una din cauze, nu este singura, sunt mai multe desigur, și faptul că japonezii au atacat în sud, știau sovietici, au putut să aducă rezerve din est în vest și au avut forțe să dea contraofensiva, că dacă japonezii la 7 decembrie mergeau pe planul nordic, adică atacarea Uniunii Sovietice, și nu pe planul sudic, atacarea Americii, lucrurile erau cu totul la fel. Se confirmă importanța lui Sorghe? Da, dar din ce spun sursele ruse și sovietice, Sorghe nu era chiar atât de bine primit în cercurile de la Kremlin, pentru că era cu multe, multe rezerve erau informațiile primite de la el. Deci, să ajungem în sfârșitul anului 1940. Da, dar că el peste Stalin avea și altele. Și altele, multe altele. Și Orchestra Roșie, și alte, multe. Sistemul de spionaj al lui. În afară de iarnă a contribuit și acea Rasputița. Ce-am discutat? Rasputița este... Spuneți ce e, că nu știe. Rasputița este... Rasputița se produce de două ori pe an. Adică de la mijlocul lunii octombrie până la sfârșitul lunii noiembrie și de la mijlocul lunii martie până la mijlocul lunii aprilie. Cred că am prins și noi la Stalin. Se dezgheață tot. Și plouă. Și plouă. Da, o ploaie de aia măruntă. Și așa mai departe. Și e termenul acesta, rasputița, care înseamnă o condiții meteo foarte grele. Funcționează și în Ucraina sau în Rusia? Poate dumneavoastră care urmăriți foarte atent, știți. În afară de iarnă a fost și această rasputiță, care e o ploaie aparte. La noi nu avem așa ceva? Nu. Din câte știu eu, nu. Din aia rea. Nu. Plouă într-una, mic, puțin așa. Puțin așa, mărunt, tetoacă, cum se spune. Iertați-mi o expresie neacademică. Suntem în decembrie 1941, deci iată că Blitzkrieg-ul și fără îndoială Germania și-a dat seama că nu mai poate câștiga războiul, mai ales că Hitler a făcut o greșeală, după opinia mea, nu mai a mea, a întregii istoriografii mondiale, a declarat război Statelor Unite ale Americii. Fără să... în speranța că Japonia va face același lucru împotriva Uniunii Sovietice. Japonia n-a făcut acest lucru și atunci Coaliția Națiunilor Unite s-a constituit oficial la 1 ianuarie 1942 și Hitler s-a trezit cu aproape întreaga lume împotrivă. Hitler nu mai avea modalități de a câștiga războiul și atunci, pentru vara anului 1942, s-a gândit la o ofensivă în sudul Rusiei cu obiectivul de a ajunge la rezervele petrolifere de la Marea Caspică de așa natură încât se poate continua războiul. Acest plan al lui Hitler a fost criticat de unii generali, de exemplu von Rundstedt, care n-a fost de acord cu acest plan, dar până la urmă Hitler și-a impus planul și planul s-a numit Planul Albastru. S-a creat un grup de armate, dar întrucât nu mai avea un grup de armate puternic, dar întrucât nu mai avea rezerve. Să treacă în Cuban. Până acolo. Trebuia să meargă în sudul Rusiei și să ajungă în Cuban, în Caucaz, să ajungă la Maikop, la Mozdok și acolo unde erau unde rezervele petrolifere. Și atunci a făcut apel la aliați. Neavând forțe suficiente. Nu mai avea nici el forțe. Și printre cei care Până atunci aliații nu colaboraseră? Colaboraseră. Dar pentru obiectivele lor, mai puține. Și finlandezii, și românii, și ungurii, și... Dar nu pe obiective germane. Nu pe obiective germane, ci aveau obiectivele obiective specifice. Și italienii. Și atunci Hitler le-a cerut Italiei, României, Ungariei, Finlandei, Croației, Slovaciei și fără îndoială și lui Franco, care a trimis o divizie în Caucaz după cucerirea, ocuparea Odesei, când a fost o cucerire a Odesei, s-a făcut o mare paradă de ziua regelui Mihai, de Sfântul Mihail și toată lumea zicea că războiul s-a terminat pentru România, ne-am atins obiectivele, în sfârșit cu multe greutăți, cu necazuri. Lucrurile sunt cunoscute și vreau să trec peste ele. Să ajungem la ceea ce dumneavoastră m-ați întrebat.
Și Antonescu a decis angajarea unor forțe importante în campania din vara anului 1942, iar contribuția noastră a depășit așteptările germane. Ei nu se așteptau. Noi am trimis în final 27 de divizii pe front, 253.987 de militari, dacă vreți cifra exactă, deși aici totdeauna e cu cifre. Două armate, italienii au trimis o armată, ungurii armata a doua, slovacii au trimis și ei un corp. Au trimis mai puțin. Da. Noi am trimis cel mai mult. Cel mai mult, două armate. Și în toamna anului 1900, bineînțeles, am mai avut și mari unități care au acționat în Crimea, în iarna anului 1941-42, dar vorbesc de corpul expediționar pentru Stalingrad, a fost deplasat corpul expediționar la Stalingrad și, întrucât nemții aveau această obstinație a Stalingradului, ce a fost o mare greșeală din partea lor, avuseseră o ofensivă extraordinar de puternică. Adevărat că a fost vara 42. 42 cumplită. Dar aici pentru ruși. Cumplită pentru ruși. Dar aici a intervenit și o greșeală foarte mare a lui Hitler, văzând această înaintare spectaculoasă, și el a tras concluzia greșită că sovieticii sunt terminați, adică vor fi înfrânți, și a hotărât să împartă în două. Să împartă în două. O parte să meargă spre Stalingrad și una către Caucaz. Lucrul acesta a divizat aceste forțe. Stalingradul nici nu trebuia cucerit. Și dintr-o dată Stalingradul a devenit foarte important. La sfârșitul lunii august se ajung la periferiile Stalingradului și urmează două luni de lupte în oraș. Ați văzut, fost la Stalingrad, ați văzut ce înseamnă o luptă în oraș. Era apartament cu apartament. Apartament cu apartament. Noi am cucerit parterul și nemții sufrageria, sau cam invers. Da. Deci, pentru care nu erau pregătiți, aveau mijloace, dar nu erau pregătiți. Da, coborâsele la nivelul primului război mondial, ei nu erau pregătiți. Nu erau pregătiți pentru erau? Această chestiune. Nici rușii nu erau, dar există un principiu fundamental că victoria confirmă și înfrângerea transformă. Ori aceste înfrângeri succesive i-au transformat și au ajuns să învețe foarte mult de la germani din tacticile lor, astfel încât și-au sporit capacitatea combativă. A mai existat și această teroare deosebită, pentru că erau campanii de pedepsire în spate. Ordinul 2027. 2027. Dacă te retrăgeai, te așteptau colegii care, și prin urmare... Da. Domnul profesor, noastră a spus aici un lucru foarte important, că Hitler nu se înșelase inițial și nici lumea, toată lumea, pentru că ei chiar erau sfârșiți până la Stalingrad. Am studiat, am scris și eu aproape o carte întreagă. Deci erau totuși ruși, dar au reușit acest miracol. Da. Deci nu puteam spune că era o maschirovcă, că Stalin juca teatru. Nu. Nu. Păi este vizita lui Churchill în august 1942, cu o delegație la Moscova, și Churchill spune și în memoriile sale, ne-am dat seama că e pe marginea prăpastiei și totuși erau gata să cedeze. Stalin era într-o stare... Din armatele trimise de noi atunci, cine a mers în Caucaz și cine a mers la Stalingrad? La Stalingrad au mers două armate române. Armata 3 română, condusă de Petre Antonescu. Petre Dumitrescu. Petre Dumitrescu. Și armata 4, condusă de generalul Constantin Constantinescu Claps. Dar ele au fost despuse la flancurile armatei 6 germane, care era orientată și lupta în Stalingrad. Una la nord, în cotul Donului, marele cot al Donului, și una în sud, în stepa Calmucă. Fâșiile de apărare erau foarte largi. De exemplu, în stepa Calmucă, armata 4 română, care nici măcar nu condusese trupele până pe 21 noiembrie, avea de apărat o fâșie de 230 de kilometri. Iar generalul Ștefla, șeful Marelui Stat Major al Armatei Române, care se găsea în zonă, spuneau că marile diviziile românești erau înșirate
ca mărgelele pe ață. Deci nu aveam rezerve, nu aveam armament antitank, nu aveam dotare suficientă, iar ceea ce a fost rău, să spunem, pentru trupele noastre și care a cauzat dezastru, lipsa efectivelor germane, dar și române, lipsa rezervelor și mai ales această incapacitate a germanilor de a sesiza pericolele existente la flancuri. Comandanții români, de la cel mai mare până la cel mai mic, i-au avertizat, știți foarte bine, i-au avertizat cu asupra de măsură în legătură cu pregătirile sovietice. Nu au dat curs acestor... Se iluzionau sau nu mai aveau nici ei forțe? Că totuși o plecaseră, ne-au lăsat până ducându-se la Stalingrad. Da. Cred că unii comandanți apreciau greșit, inclusiv capacitatea combativă a trupelor noastre, iar unii comandanți își dădeau seama că nu mai aveau efectiv mijloace, pentru că Stalingradul era un fel de abator care consuma tot ce puteau să aducă. Și ținea și pe loc. Da, și ținea și pe loc și consumau toate rezervele. Mai este o chestiune foarte importantă. A fost și o criză a transporturilor. Nu au putut să aducă germanii efectivele și dotarea respectivă. Și din acest punct de vedere, trupele române erau prost dotate, prost echipate, i-au prins pe soldații români în echipament de vară, echipamentul de iarnă era undeva pe căile ferate sovietice și au intrat în... N-aveau arme antitank. N-aveau armament antitank, armament greu, deși efective reduse. Și mai era o chestiune foarte importantă. Conducerea germană a fost foarte strictă. Comandanții români nu aveau voie, comandantul generalul Petre Dumitrescu, nu avea voie să miște decât cel mult. Eram subordonați integral comandamentului german. Toți aliații erau subordonați comandamentului german. Era grupul de armată B și grupul de armată A care mergea în Caucaz, care mergea în Caucaz, care a acționat în Caucaz. Și atunci o companie, mai mult decât o companie, trebuia aprobarea comandamentului german să miști lucrurile. Adică dacă vrei să dai un contraatac, trebuie să ceri aprobarea comandamentului german. Și foarte important este că pe sovietici au păstrat două capete de pod de la Serafimovici și de la Kletskaya și de acolo s-au declanșat această contraofensivă. Și ăla s-a avertizat nemților, dar n-au ținut cont. N-au ținut și nici nu aveam mijloace, nici nemții, nici trupele române n-au mijloace să lichideze aceste capete de pod. Dar pentru telespectatori aș vrea să fiu foarte clar că planul operației Uranus, așa cum s-a numit contraofensiva sovietică, sovieticii au avut o serie de operații cu denumiri cosmice din acestea, nu a fost stabilit înainte de dispunerea trupelor române. Planul a început să fie redactat la 12 septembrie 1942. Trupele române, vorbesc de Armata 3 română, a intrat în dispozitiv efectiv la 1 octombrie 1942. Deci a fost o mare discuție dacă s-a bazat pe slăbiciunea noastră sau indiferent cine era? Indiferent cine era, era conformația dispozitivului german de așa natură. De așa indiferent natură. Cine ar fi fost, tot făcea. Indiferent cine. S-au nimerit să fie românii la aceste două flancuri. Din nenorocire. Din marea nefericire. Da. Spuneți-mi, înainte de a evoca acele dimineață de 19, cât era? 5:20 la ora... 5:20 și 7:20 ora rușilor. Da. Da, care a rămas în memorie. Spuneți-mi, cum Dumnezeu s-a pregătit această operație, care era gândită încă din 13 septembrie, și nu s-au prins nemții? Că totuși au adus 1 milion de oameni, nu-i așa? Da. Păi dar, și cum? Nu că nu s-au prins.
aveau informații, comandamentele, dar nu credeau și nu aveau forțe să facă. Nici măcar șeful informațiilor militare, din câte da, știu. Da. A, deci nici nu aveau. Gata. Nici nu aveau, am spus această chestiune. Nemții nu aveau efectivele, efectivele. Și mai este o chestiune. În înțelegerile care au premers deplasarea Corpului Expediționar Românesc, nemții și-au luat angajamentul de a dota trupele române pe front și nu în țară. De ce? Din cauza Ungariei. Pentru că Hitler a jucat inteligent, liderii germani, și a ținut cele două țări ca două fiare încinse, fluturându-le ideea că funcție de contribuția lor la sfârșitul războiului le se va face dreptate cu ghilimele. Adică nouă să ne dea Transilvania de nord-est, ungurii să ia întreaga Transilvanie. Și atunci și au ținut cont de această chestiune. Și dacă armamentul era livrat în țară, nemții s-au gândit că exista, românii puteau să-l păstreze în țară, să doteze armata română și să creeze un dezechilibru cu Ungaria. Și atunci ei n-au mai putut să aducă armament pe front, nici n-au, a fost și o criză a transporturilor și nici nu mai aveau producția necesară de a echipa țările. Da. Și trebuie precizat că întotdeauna noi niciodată n-am fost vecini cu ungurii. Nu, a fost, foarte important, păi, a fost ideea germanilor ca să între, între noi și armata 2 ungară s-a interpus armata 8 italiană. Da, ca nu cu și, să ne batem. Și noi am preluat fâșia de la diviziile italiene care erau acolo și care, trebuie spus că nu și-au făcut o poziție de apărare foarte eficientă, întrucât tranșeile și adăposturile erau modeste. Deci, ce a constat operațiunea Uranus, spuneți pe scurt? Operațiunea Uranus a fost o manevră amplă de dublă învăluire. Nu ne viza pe noi, trebuie viza pe nemți. Viza pe nemți, în primul rând. Da. Noi am fost victime, o amplă, cum să spun, o amplă manevră dublu învăluitoare. Dublu învăluitoare de mari dimensiuni, de așa natură încât să prindă în clește armata 6 germană. S-a pornit dinspre nord. S-a pornit dinspre nord spre sud și dinspre est către vest, către nord-vest, de așa natură încât la 22 noiembrie, peste 3 zile, cercul s-a închis la Calaci. Și apoi au început să-i strângă. Pe... Și au început apoi să strângă în acest clește și în acest cazan. De-aia nu ne-au urmărit pe noi, până, ne-au lăsat până la Cir, nu-i așa? Ne-au urmărit, dar germanii s-au retras și s-au organizat și o nouă operație. Păi interesau... Gruparea principală germană, armata 6 germană. În momentul în care s-a făcut această încercuire, s-a strâns acest clește, ai noștri... Ce divizie au căzut și ei împreună cu nemții? Nu e vorba de cotul. Adică au căzut în cercul ăla. Au fost două divizii și un detașament. Nord. Pe frontul de nord. Care a rămas cu trupele germane în cercuire. A fost divizia 1 Cavalerie și detașamentul Voicu. Iar la sud de Stalingrad a fost divizia 20 infanterie condusă de generalul Nicolae Tătăranu. În total, în cercul de la Stalingrad au rămas 12.006 militari. Deci 12.000 de români. Militari. Români. Asta spun că dumneavoastră a scos o carte, un jurnal, care este extraordinar, pentru că în general nu s-a amintit că de fapt și noi am fost totuși 12.000 acolo. Da, 12.000 acolo. Da. Și am fost luați prizonieri atunci, da, când da. S-a predat Paulus. Mulți au murit, fără îndoială, și restul care au supraviețuit au fost luați prizonieri și unii dintre ei s-au înscris în cele două divizii, Tudor Vladimirescu de Brețin și Horia Cloșca și Crișan, și alții, marea majoritate, sau majoritatea, nu s-au înscris și unii au venit în 48, 49, 46. Au suferit ca nemții, alături de nemți. Da. A fost... Iar câteodată mortalitatea era chiar mai mare pentru că igiena era mai... poziția... Bun, înainte de atunci a fost Hitler, a spus că să nu se retragă. Pe ce s-a bazat el în încercuirea? Că până la urmă ea strângeau... Paulus, von Paulus, care între altele telespectatorii poate știu, era căsătorit cu o româncă, Elena Rossetti, au avut doi băieți.
Paulus a cerut libertate de acțiune. Nu i s-a dat această libertate de acțiune. De asemenea, Hitler a decis, a creat un corp, un grup de armate, grupul de armate Don, condus de un general feldmareșal Maistan, care, începând cu 13 decembrie, a încercat o acțiune de despresurare dinspre sud către nord. Acest grup de armate, e o poveste întreagă, trebuia să fie condus de Ion Antonescu, care a acceptat să conduc acest grup de armate, din fericire n-a reușit să, din fericire, cu ghilimele, cum vreți dumneavoastră, n-a reușit să, evenimentele au curs de așa natură încât nu s-a mai constituit acest grup de armate, dar s-a constituit pe 13 decembrie și au ajuns aceste trupe germane în care au luptat și divizii românești, câteva divizii românești, la 50 de kilometri de Kazan, de cleștele, de încercuire. Da, Kazan, da. Kazan. Și a ieșuat. Hitler a luat decizia să nu permită nici lui von Paulus să iasă din încercuire. De fapt, când s-a declanșat această operație de despresurare, nu mai avea benzină decât pentru 30 de kilometri. Și atunci rămâneau 20 de kilometri care nu erau acoperiți. Dar nu i-a dat voie nici când s-a închis cleștile. Nu i-a dat de voie niciodată. Bun, deci, dar iertați-mă, în aceste zile s-a comparat decizia lui Hitler de să nu plecați, să rămâneți acolo, cu urmările alea, cu decizia lui Putin de a pleca de Kherson. Putem face comparație? Nu. De ce? Nu mă simt în stare să pot face o asemenea comparație, pentru că nu am datele de astăzi. Poate peste 20-30 de ani, istoricii viitorului vom ști. Ce înseamnă să fii istoric? Noi ne aruncăm acum. Ce se face? Trebuie să zicem. Nu, eu aș face altă comparație, dacă îmi permiteți. Nu cu evenimentele în curs, de care avem informații disparate, fără îndoială, nu avem încă o imagine exactă. Iată, în mai, la începutul lunii mai 1943, Hitler a permis ca gruparea germană și italiană din nordul Africii să se predea. 250.000 de oameni s-au predat. N-a permis la Stalingrad. Dar de ce? Asta este una din discuțiile. Cred că era și mitul Stalingradului. Era o nebunie. La un moment dat, partea militară a dispărut din... Da, a dispărut. Suferințele sunt enorme și de o parte și de alta. Și să ajungem la 19. 19 noiembrie, rușii erau și într-o parte și într-alta. Ce s-a întâmplat atunci cu ai noștri? Ce au făcut rușii? În primele trei atacuri ale rușilor, date cu infanterie, în primul rând cu infanterie, au fost respinse. După care au venit blindatele. Noi nu avem armament antitank și chiar în după amiaza zilei de 19, deja rușii făcuse o spărtură pe cele două lovituri care le-au dat, făcuse o spărtură destul de adâncă. Cam cât au mers până seara? 20-30 de kilometri, depinde de... de. Și astfel, la 21-22 noiembrie, câteva divizii, divizia 5, divizia 6, infanterie, divizia 11, parte din divizia 11 au fost prinse într-o încercuire mai mică, așa numitul grupul Lascăr, condus de generalul Mihail Lascăr. Una din marile enigmele acelui moment, el totuși a refuzat trei parlamentari. A refuzat, a cerut Șteflea, i-a cerut lui Antonescu, Antonescu a cerut lui Hitler posibilitatea să spargă încercuirea. Să încerce să spargă. Nu i s-a dat posibilitatea. Și atunci 6 generali români au fost luați prizonieri. Grupul Lascăr a fost demantelat la 23 noiembrie. El practic nu mai exista. Știu cine e Mihail Lascăr, a fost un general bun până... Dumneavoastră, cum vă explicați faptul că el în lagăr când a hotărât să fie alocat Horia Cloșca și Crișan. Da, a fost comandantul diviziei Horia Cloșca și Crișan. Era, avea patru cruci de fier câte avea. Da, și Ordinul Mihai Viteazu, clasa a treia și clasa a doua. Explicați-mi asta, ați încercat să zic istorie. E o chestiune de psihologie umană. În momentul în care tu ești în lagăr... Nu știi ce poți zice. Și atunci mulți au gândit așa, când ești în lagăr, când
perspectiva de a muri datorită de foame, de boală și așa mai departe, și de a avea o carieră de după, mai ales că generalii români au fost contactați de organele sovietice și au fost întrebați dacă vor să lupte împotriva nemților, dacă sunt de acord. Și mai era o chestiune foarte importantă, e bine discutat, domnul Cristoiu, la ora asta cu dumneavoastră, rușii vreau să, sau rușii, Carol al II-lea făcea efortul de a încerca să revină pe tron, să-l înlăture pe fiul său, Mihai I. Și atunci generalii români i-au întrebat cu cine ați lucra mai bine, cu Mihai sau cu fostul regele Carol. Și unii au zis, și Mihail Lascăr a acceptat această idee, nu numai el. Dar era, până m-a uimit, pentru că chiar până atunci în Crimea și a fost foarte bun, adică nu era... Da, era foarte bun. Memoriile generalului Pantazii... Da, dar poate sunt tendențioase. Un pic sunt tendențioase, scrise după, erau și anumite animozități între ei, dar oricum generalul Mihail Lascăr a fost un general bun, comandantul diviziei 6, care a rămas și care a fost și ministru de război în anii 1946. Dar gândiți-vă că a respins 3 parlamentari. Da. Dar puteți să lucruri... la început. Peste, da, dar peste un an de zile, 2 ani de zile, asta e viața. Când asta e viața, au stat în lagăr și mai departe. Dar vreau să relev aici un episod, nu știu dacă mai avem timp, un episod faimos. Relativ bine cunoscut acum. Este vorba de maiorul Gheorghe Reșcănescu din regimentul 15 Dorobanți, Războieni îl chema, batalionul 1, el având o simplă busolă Bezard și-a consultat comandanții și ostașii și a zis să încercăm să ieșim din încercuire. Și întreg batalionul său de circa 1000 de oameni l-a scos din încercuire, mergând 120 de kilometri și evitând dispozitivele sovietice și așa mai departe. Și când a ajuns, în dispozitivul german, a fost decorat, i s-a dat crucea de cavaler și așa mai departe. Câți kilometri ne-am 120 am mers. Nu, dar noi cât am plecat de la Cortul Domnului, cu cât ne-am retras? 100 și ceva de kilometri până pe Cir. Până pe Cir, depinde de locul unde eram, între 80 și 150 de kilometri. Ne-am fi retras dacă rușii nu se îndreptau către Calaci? Nu știți. E greu de spus. Unele mari unități ale noastre nu au fost afectate. Și atunci s-au repliat pe Cir. Asta a fost și s-a făcut. Și pe 20 dimineața au fost... Pe 20 dimineața s-a dat... Au fost mai mare dezastru în Stepa Calmucă? Dezastru, e mult spus. Înfrângerea a fost mai gravă în Stepa Calmucă pentru că și dispozitivul nostru era foarte rarefiat. Care au fost pierderile, domnul profesor? Pierderile noastre au fost de 158.000 de oameni, peste 158.000 de oameni morți, răniți și dispăruți. Deci am avut un corp expediționar de 253.000 de oameni, 250.000 de oameni. Și 100.000 au mai scăpat din încercuire, s-au retras. Ce efecte militare au fost? Mari de tot. În ce să spuneți? Militar, pentru în primul noi. Rând, pentru noi, alianța cu Germania a avut enorm de mult de suferit, pentru că germanii, inclusiv Meinstein, inclusiv Hitler, a transferat responsabilitatea asupra trupelor române că nu au luptat bine la Stalingrad. Și a fost o din istorie, așa au rămas în istorie. Nu numai lor. Nu numai lor. Știu. Atacul s-a produs asupra dispozitivului românesc. Oricât am venit cu explicații, de-aia vă spuneam că înfrângerea câteodată trebuie și justificată, să spunem așa. Da. Alianța germană a suferit foarte mult, iar și opoziția, și regimul de la puterii Ion Antonescu și-a dat seama că Germania a pierdut războiul și a început o cursă contra cronometru de căutarea soluțiilor de ieșire din război a României. Și au fost contactați aliații pe diferite canale, mai ales pe canale din țările neutre, dar aici vreau să vă spun că mult timp și opoziția și regimul au mers pe o iluzie.
Și anume, au contactat aliații occidentali și nu au tratat direct cu rușii. A fost una din marile iluzii ale clasei politice românești în întregime, că ei spuneau că nu poate Marea Britanie și America să lase estul european, centrul și estul european la dispoziția rușilor. N-au analizat cum trebuie mersul evenimentelor, raporturile de forțe. Poate n-au avut nici informații din acest moment. A fost una din marile iluzii și fără îndoială ultima întrebare care ține de o lecție a istoriei. Am plătit noi prețul excesului de zel cu un partener strategic al mareșalului Antonescu sau era fatal să fim așa? Adică, cred că a fost un exces de zel. Un exces de zel combinat cu incapacitatea germanilor de a-și onora angajamentele. Să nu uităm, n-am mai avut timp, că decizia lui Antonescu a fost criticată de o parte a generalilor români în frunte cu Iacobici. Da. Și-a dat și demisia, de asemenea Maniu, Brătianu, l-au consiliat pe Antonescu să nu trimită atât de mult pe front, să nu trimită deloc. Cred că a fost un exces de zel combinat cu incapacitatea germanilor de a-și onora angajamentele. Bun. E așa că știu că nu vreți să fiți istoric al clipei. E bine să nu te predai cu totul partenerului? Depinde de context. În ce sens? Păi câteodată poți să te predai dacă ai garanția că ai succes pe partea câștigătoare. Câteodată e bine să fii foarte prudent. În general, o țară mică trebuie să cântărească bine opțiunile, funcțiile de context. E greu de spus. De aceea, pentru fiecare perioadă istorică, comportarea clasei politice românești și a comandamentelor trebuie analizată punctual pentru fiecare moment important din istoria României. Da. Acum, înainte de a vă da cartea cu dedicație, vă dau o carte cu dedicație de istorică. Mulțumesc tare mult. De al clipe. Nu, pentru gentilețea dumneavoastră. Pamfil Șeicaru scria, când ne îndreptam noi, când era o ofensivă către Stalingrad, că în sfârșit suntem cuceritori. Credeți că după Stalingrad noi am decis să nu mai fim niciodată cuceritori? E posibil, așa cum și nemții au zis după al doilea război mondial, că nu mai putem fi cuceritori. Dar Emil Cioran, criticul nostru de serviciu, cinicul nostru de serviciu, spunea că își dorea ca România să aibă populația Chinei și gloria militară a Franței. Deci iată că există și această dimensiune de a fi... Credeți că în ambiție lui Antonescu a fost numai eliberarea teritoriilor sau chiar vrea să participe și el la noua ordine europeană a lui Hitler? Într-o primă fază, cred că a vrut să participe la noua ordine. În a doua fază, a dat prioritate intereselor românești și sfârșitul cunoaștem, domnul Cristoiu, din păcate, de partea nefericită a istoriei. Da. E un episod trist, puțin glorios și de aceea poate telespectatorii ne vor critica în seara asta că i-a venit domnului Cristoiu și profesorul Iotu să se ocupe de Stalingrad. Altceva n-aveau mai bun de făcut. E bine să vezi din înfrângeri. Domnul profesor... Deci, domnul profesor, vă dau asta, este cu dedicație. V-am dat, asta este culegere de editoriale din 90. Este de istorie, nu e de istorie. E de istoric al clipei. Dar istoric al clipei, să știți că au fost și momente când nu m-am înșelat. Că puteam să fiu și istoric. Vă mulțumesc tare mult și sunt convins că va avea un preț foarte bun când vor vinde urmașii această carte. Da, eu cred că ar trebui totul să scoate, să reeditați Stalingradul. Eu vă dau de pe acum. Că erau drepturile editurii. Da, erau drepturile editurii. Nu se mai găsește, nu s-a mai scris o carte de genul ăsta.
Mulțumesc, stimați telespectatori, în speranța că domnul Otu va reedita o carte celebră scoasă la editura Ion Cristoiu. Eu îi dau de pe acum drepturile. Eu eram manager editurii. Mulțumesc. Totuși, până pe 19-20, vedeți dacă și în presă se scrie despre această înfrângere, că noi învățăm și din înfrângere. Mulțumesc, domnule profesor. Mulțumesc și eu pentru invitație, domnul Cristoiu, și mulțumesc pentru sprijinul acordat acum 20 de ani când am scos carte. Puteți să reeditați, nu eu, am editură, dar eu zic puteți să reeditați oriunde. Dacă vreți dumneavoastră, da. O reedităm. Da, mulțumesc încă o dată. Mulțumesc și eu, seară bună.